șanse și Liviu Dragnea a încercat să introducă prin Parlament o lege pentru retrocedare a unei zone forestiere. USR a votat împotrivă, apropo că ați întrebat de poziția noastră, a votat împotriva acestui lucru. Confirm, ați spus ceea ce o spun și eu. Respectarea hotărârilor judecătorești, respectarea legislației este un principiu fundamental pe care România trebuie construită și un principiu fundamental, apropo și de garantarea proprietății, este un principiu fundamental în care Alianța USR Plus crede și pe care îl va menține în România și va introduce în România, pentru că multe lucruri nu se întâmplă asta până după 2020 când vom guverna. Deci poate fi interpretată ca o măsură electorală a guvernului care a venit cu acest proiect? Pentru că financiarea lui Liviu Dragnea, ca încă o măsură de interes financiar al lui Liviu Dragnea. La fel cum fondul acela suveran de investiție, tot o măsură și cuiz electoral, să arate patriotismul lui Dragnea, dar în spatele căruia se ascunde de fapt un interes de a pune mâna și pe cea mai rămasă în proprietatea statului și ce de altfel e procesionat, pentru că administrarea acestor companii e clar politizată tot de PSD. E cam același comportament.